suntem în Italia și suntem pregătiți de mare. Aici vegetația și fauna sunt la ele acasă. Sunt o grămadă de insecte, de fluturi foarte frumos colorați care intră în casă. Lăsăm vila să se răcurească. Am dat drumul la aerele condiționate pentru că noi mergem să ne răcurim în mare. Marea și ați văzut-o și voi odată cu noi. Suntem pentru prima dată în Italia la mare. Oare cum o fi? Dar am mai fost în Italia. Da, dar nu la mare. Am ajuns la mare. Ia uitați că ce frumoasă e marea. Nisipul e atât de fin și de fierbinte. Îmi este și frică să-mi scot papucii din picioare. Am găsit locul potrivit pentru a începe vacanța! La mare! În Italia! Cum e apa? Apa e plăcută! Apa e foarte bună! Colăcelul e pregătit! Distracția să înceapă! Iar Ariana e fascinată de nisip și de apă. E pentru prima dată atât de conștientă de ceea ce se întâmplă. Pentru prima dată în apa mării din Italia cu Ariana. Toată lumea a rămas să se distreze în mare, iar eu merg să caut prosoape și cremă de protecție solară pentru noi toți. Oare voi găsi ceva acolo? Acolo văd un magazin, dar e chiar pe plajă. Mă uit să văd care sunt prețurile și dacă nu-mi convine, urc și sunt o grămadă de alte magazine, stațiune. Uite și pe bunica! Și gașca veselă, apa e foarte caldă! Foarte caldă? Ne-am să acolo la valurile alea mari. Dar nu ne duceau, că era așa. Mara s-a dus cu bunicul mai larg! Din valuri! Și eu, dar acolo nu se sparg. Și sunt mult mai mică. Apa e mult mai mică. Hai, hai, hai. Opa! Este extraordinar! Nu mi-închipuiam că putem găsi în Italia o mare atât de curată, un nisip atât de fin, o apă atât de caldă și o vreme extraordinară. Astăzi nu se vor depăși 27 de grade. Și suntem în 1 iulie. Nu, 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 nu. Toate sărată apa. Hai la bunicu, hai. Hai la bunicu. Bunicu întotdeauna ne ajută. Asta. Opa! Opa! Mai târziu o să luăm o hidrobicicletă și o să mergem pe mare. Prosoapele am găsit, sunt 17 euro. Hai să vedem ce mai găsim și ce ne-ar trebui de aici. Jucării și jucării de nisip. Iată și cremele, văd spray. Trebuie să văd pe unde am venit, pentru că am trecut pe lângă multe magazine. Aici un prosop este 17 euro, iar o cremă de protecție solară între 20 și 22 de euro. De aceea aș vrea să văd și alte prețuri din alte locuri. Aici e parcată mașina lui bunicu. Oare unde e parcată mașina noastră? E mult mai încolo, dar așa este, o văd. Și noi am venit de fapt pe aici. Hai să caut. Sper ca tati să aibă grijă de copii, pentru că mie mi se pare riscant la mare cu atâția copii mici. Bine, sunt mai mulți adulți, dar na, au fi copiii lor. Cel mai important e să aibă grijă de Bri și de Ari. Tati, oare găsesc un magazin? Vă tot plimb de câteva minute bune. Am ajuns la scena pe care am văzut-o din mașină. Deci sunt pe drumul cel bun. Aici, pe strada aceasta, perpendiculară pe mare, cred că am văzut și magazinele. Merg un pic să vedem dacă dau de ele. Sunt ceva restaurante, baruri, dar încă nu văd magazine cu prosoape, colăcei și alte lucruri de plajă. Am văzut un loc cu umbreluțe și ochelari de soare, pălării și așa mai departe. Merg acolo, trebuie să traversez repede și pot compara prețurile. Dacă sunt la fel,
văd eu de unde iau. Haideți să vedem. Aici sunt mai multe magazine. Am găsit și aici prosoape cu 17 euro, dar sunt mai mari, cele pe acolo sunt 13 euro, deci am făcut bine că m-am plimbat puțin. Noi trebuie să luăm vreo 6 prosoape, deci se vede economia de 4 euro la fiecare prosop. Am găsit, am negociat, am luat toate prosoapele la 13 euro, ceea ce e bine. Apoi am luat și o cremă de protecție solară, dar eu aș vrea spray. Oare în ce direcție să mă duc? Acum văd că sunt mai multe magazine pe aici. Mi-a zis domnul că la supermarket e posibil să găsesc spray și să merg drept 2 minute. Haideți să vedem dacă găsesc și tati nu disperă după mine. Oare ce face tati acum? Ariuca! Ariuca se va juca cu nisip! Hai, Ari! Pentru prima dată pentru ea. Și noi ne jucăm cu nisip! Ne place! Super! Să înceapă vacanța! Am mers mai bine de 2 minute, cred că ar trebui să ajung deja la supermarket, dar eu sunt tot între hoteluri și restaurante. Unde o fi supermarketul? Pe cine să întreb? Nu văd pe aici. Și am nevoie și de băuturi. Văd un magazin chiar în fața mea, sper să fie acela și să nu mă rătăcesc prea tare. O să zic lui tati să-mi trimite locația dacă nu reușesc să ajung cum trebuie. Da, cred că e gelaterie sau tot restaurant, nu e supermarket. Unde să mă duc eu să găsesc supermarketul? Am întrebat, mi-a spus cineva unde este un supermarket, apoi o bătrânică de pe bicicletă a auzit că vrea să mă duc la supermarket și mi-a zis nu te duci acolo, că acolo e scump. Mergi înapoi, faci dreapta și vei găsi un supermarket mare și foarte ieftin. Hai să vedem. Hai să vedem dacă găsesc ce mi-a zis. Și am găsit alți oameni pe care i-am întrebat și mi-au spus unde să merg, să vedeți că acolo să găsesc prosoape mai ieftine. Mi-au dat numele, am băgat pe hăr, chiar acum mă îndrept fix în direcția aceea. Acum numai să găsesc și drumul înapoi, dar deocamdată e bine. Mă descurc. Vorbesc cu engleză, înțeleg italiană, deci e de bine. Ia uite cum se încarcă o mașină. Eu cred că pe aici am venit, dar nu l-am văzut. Mi arată că într-o 100 de metri am ajuns la supermarket. Poate nu știu cum arată supermarketul aici în Italia. Supermarketul e aici, Eurospar. L-am găsit, ei. Ei, sunt un supermarket. O să iau ceva sucuri, ape și să văd dacă găsesc totuși spray pentru protecție solară. Băuturile, dar nu prea văd sucuri. Vinuri nu trebuie. Uite, ape. Am luat un coș din acesta mic și acum să iau câteva băuturi. Am găsit și sucuri naturale de portocală. Aici o grămadă de băuturi, chiar aici erau sucurile, unde am văzut eu vin și bere, erau și sucuri și ape. Și napolitanele mele preferate sunt aici, îmi iau vreo două. Am găsit și aici creme de protecție, dar sunt numai de un anumit fel și nu au spray-uri. O să-mi iau una pentru față. Iată spray-urile, le-am găsit! Deci am găsit tot ce-mi trebuie, acum să mă așez la coadă și să-mi plătesc cele cumpărate. Coada e mare, pare să deschide altă casă. Sacoșa e foarte grea, am luat o mulțime de băuturi. Noi suntem mulți, de fapt ne ajunge pe băutură la fiecare, dar n-am sunat pe tati să vină după mine. Chiar nu mai pot, am cărat-o mai bine de jumătate de drum singură. Marea e în față, plaja e tot în față, numai că noi suntem undeva în partea stângă de la această intersecție. După mai bine de jumătate de oră, o văd pe mami. Cu desaga plină! Tati, ajută-mă! Sunt prosoape, am făcut și afacere aici. Acolo erau 17 euro prosoapele și le-am luat cu 13. Tot de la magazine speciale pentru plajă în supermarket, nu crezi că aveau prosoape. Normal. E business. E stațiune și e normal să trăiască și cei care vând în magazinele speciale. Soarele nu mai este, mami n-a apucat să intre în mare. Dar mie îmi place așa. Mie îmi place să fie mai răcoare. Soarele e prea puternic. Nu ne face bine, de aceea am și luat creme, v-am arătat și cremă, și spray, și cremă pentru față. Și gata, am ajuns pe plajă! Ce bucurie! Credeam că nu se mai termină drumul acesta. Poftim, Briana! Acesta este pentru Ari. Repede, repede! Ari, am mai intrat o tură în mare. Dinozaur! Dinamic! Pentru tati. Asta e pentru tati, albastru. Acesta este pentru Mara și acesta pentru mami. Se arborează steagul roșu, ceea ce înseamnă că
E cam periculos să te duci în acest moment în mare. Așa că am ieșit. Și eu am ratat baia, dar avem băuturi. Se pune steagul roșu. Ariana a dormit, deci numai bine putem să ne băgăm și noi la somn. Sau în apă, la intrare. La mat. Ari, mănâncă, este fumiță. Da. Imediat vor merge să mâncăm și la restaurant. Mi-a este foame rău, ne-a tras apa. E o vorbă care zice asta. Ne-a tras apa. Nu intrăm decât la mal, pentru că apa oricum s-a răcit. E mult mai rece. Dacă nu mai e soare, nici apa nu mai e caldă. Dar e ok. Nu pot să cred, e bună apa. Acum o oră era și mai bună. Acum o oră umblam după prosoape. Pentru că noi am venit fără să fim pregătiți de mare, așa cum ar trebui. Pentru că nu am avut loc în mașină. Problema e cum le luăm înapoi. Le ducem în Austria și le lăsăm acolo. Bagajele au stat în dubă la bunicu atunci când am venit încoace. La bălăceală cu mami! Mami se teme un pic de apă, dar mie marea îmi place cu valuri. Mie nu-mi vine să cred că la valurile astea este arborat drapelul roșu. În țară, de obicei, sunt valuri și mai mari și nu arborează nimeni nimic. În această vacanță sunt de pe plaja Vignano cu Nieta din Italia. Noi ne distrăm în continuare! Ariuca a dormit! Ceea ce înseamnă că vom mânca în liniște. Da, să vedem cât o ține pe ea somnul. Aceștia cred că sunt oleandri înfloriți, în toate culorile. Roz închis, roz deschis, alb. Am văzut și roșia seară. Hello! Vacanța aceasta am hotărât să ne căutăm noi cazare și mâncare. De fapt, Dorina a căutat. O zi veloce, la repede. Pizza deja e aici și băuturile sunt aici. N-au trecut nici 3 minute, credeți-mă. Hai cu pizza! Salate, mixte. Mâncăm și noi, da. Dar nu mi-e mic, asta trece oricum, bibule. E nefăcută, trebuie să o preparăm noi. Salata are trecere, se mănâncă, chiar dacă e inclus. Eu mănânc macina, ziceai. Briana nu mănâncă. Asta e o porție de pane. Le aduce direct în tigaie. E o tigaie întreagă, asta poate hrăni o familie. Arată bine. Sos bulgur roșii. Punem la fiecare în farfurie. Cum să luăm paste fără parmezan? Le-au adus fără și am comandat extra. Arată bine. Și punem parmezan la toată lumea. Dar și parmezan e la el acasă. Pe lângă paste și pizza. Eu am terminat pastele, la mami au mai rămas. Am împărțit porția cu toți cei care au mai vrut și Teo și Mara și, mă rog, au pus două porții de paste. Ne-am săturat și tot au rămas. Iar acum aștept mâncarea de bază. Tati și-a comandat postițe. Ce e aici? Cele berige. Tot mai departe, Costi, tot mai departe, Suci. Mai mică, da. Grație. Trebuie să fac față și la asta. Dacă nu, o să iau la pachet. Aș gusta și eu, chiar dacă nu mai pot. Arată prea bine. Cu asta e în forma țării Italia. Porțiile de paste sunt în jur de 15 euro, iar porcul în jur de 17 euro. Costița aceea mare. Totul a fost foarte gustos și porțile imense. Ariana, exact cum am spus mai devreme, va dormi. A dormit, inclusiv acum doarme. Iar taxa de masă este de 2,5 euro de persoană. Ne-au socotit ca fiind 9 persoane, inclusiv copii, plătesc taxa de masă. Așa că 22,5 euro am plătit numai că ne-am așezat. Așa e peste tot în Italia, unde se consideră stațiune. Așa e peste tot, nu mai stațiune. Bunicul nostru de împrumut. Distracție, morfetele! Ne îndreptăm către vilă și ne dăm seama că vine vigilia. Da, dar noi vrem un jacuzzi cu Bia și cu Alessio, Alessia, Mara, Bri, eu. Bri, sunt aici! Am ajuns la fix la cazare. A început să plouă bine. Ne vrem la jacuzzi? Mergem.
Nu reușim să deschidem poarta. Via vrea să plece să facă check-in-ul. Am rămas blocați în interior. Bine, avem și cheia de la porțile mari, telecomanda, dar noi voiam să deschidem poarta mică. Ne vrem la jacuzzi, dar nu putem pentru că plouă. Bine, măcar că am ajuns acasă. Ce ploaie este afară. Oh my god. Ari. Fetele se joacă toate. Au fost patru și deja două au culit-o sus. Ce fac ele acolo oare? Pentru ce acolo s-au dus? Unde sunt fetele? Știu ce jocuri fac. Vai. La curabele. Distracție la maximum pe capul lor. Ia uite, mai bine hey, hey. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că a plouat. Suntem nevoiți, stăm cu ei în casă. Afară e frumos. Dar gut. E gazon, aveam ce să facă. Da. Deocamdată stăm în casă. Nu mai așa. Asta am văzut pe problema meteo. Am aranjat hainele în șifonier și priviți cine s-a băgat acolo. Faci cu cuba? Opa! Da, vrei să închidem? Încercăm să facem ordine și curățenie, dacă toți suntem în casă. Oricum trebuia făcut și lucrul acesta, nu putem sta o săptămână cu hainele în valize. Și gata, am reușit să aranjăm toată camera. E frumos, curat, ordonat. Și acum știm fiecare de unde să ne luăm lucrurile. De fapt, n-am terminat. Tricoul meu are lista de ingrediente de la masă pe el. Tot meniul se află aici, așa că trebuie să mă schimb. Acum vila. Iar eu dau cu mădura. Afară, după ploaie, s-au adunat acele pipi și trebuie strânse și apa. Facem curat ca să mai ducăm aici mâine dimineață când o să fie iar cald. Acolo. Ariana face vlog singură. Ariana, mami, la! Bravo, îl închide ea. Ne facem un look nou, eu. Afară este vreme rea, dar sperăm ca la festivalul din perioada 12-14 iulie 2024 să nu fie chiar așa. Să fie cald, dar nu prea cald. Iar voi să fiți alături de noi în număr cât mai mare! Apropo, voi știți că noi avem un giveaway cu 5 bilete gratuite? Ei, dintre cei 5 câștigători, unul va cânta cu Mara pe scenă piesa Poți și tu! Așa că apucați-vă de învățat versurile! Chiar poți și tu să cânti cu mine pe scenă! Vă așteptăm la festival în număr cât mai mare! Să ne distrăm împreună și să cântăm împreună! Am zis că nu am haine groase la mine și le-am găsit pe acestea. Nu sunt groase, dar măcar au mânecă lungă și pantaloni lungi. Pentru că am ieșit în ploaie! Am ieșit să facem ceva shopping. Pentru că vila aceasta, deși e închiriată cu totul, nu are niciun fel de consumabil. Adică e igienică, era că consum în fiecare baie și atât. Șervețele la bucătărie, nimic. Noi de obicei în vile închiriate găseam cafea, ceaiul, zahăr, ulei, oțet, detergent, săpun și așa mai departe. Deci noi trebuie să luăm acum tot. Detergent de spălat vase pentru mașina de spălat vase, detergent pentru mașina de rufe. Și tot așa, de obicei, casele dotate au și consumabile pentru fiecare zi. Iată că am ajuns în magazinul din care am mai făcut filmări astăzi și voi le-ați văzut. Eu nu pot să cred că eu am mers atât de mult pe jos pentru câteva băuturi. Ce bine arată asta. Eu la asta mă uitam. Stau așa. Sigur sunt diferite. Parmigiano, reggiano. Da, da, parmezan. Îl iau, tati? Ia-l. Prosciutto crudo specific italianesc. Am luat câte am luat, dar mami m-a strigat. Așa ceva, această brânză de burduf extraordinară, ia privește-o, tati, e incredibilă.
Nu cred. Ce? Mămăligă la pungă. Gata, a făcut să trece așa ceva. N-am văzut niciodată. Eu iau o pungă de mămăligă, o încălzesc la microunde, mi-au niște brânză și smântână și să vezi ce mănânc. Au și mai și mare. Mai mare. Aha. Nu cred. E la promoție. Da. Nu. N-am văzut în viața mea. Trebuie luată. Testăm mămăligă albă și mămăligă de-a noastră, galbenă, din Italia, gata făcută, la pungă. 5 lei o mămăligă? Cam scump. 0,89 euro, deci nu chiar 5 lei, 4 lei 50. Mama. Legume de tot fel, roșii interesante și aici. Dar mai bine o las pe mami să vină să aleagă ea. 3 euro pe 800 și ceva de grame de roșii. Până la urmă am luat roșiile cele lunguite. Siariuca e cu noi. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Am luat niște mozzarella că brânză de vaș proaspătă nu găsim. Pentru copii am luat brânză din aceasta mărgeluțe. Numai una, că una era. Să vedem cum o împărțim. Iar smântână acră nu găsim deloc. E iaurt, dar cel mai gras are 5%. Nici măcar iaurtul grecesc nu are grăsime. Are 0% ține iaurtul grecesc. Majoritatea e cu grăsime scăzută. Uite asta. Ca e iaurt, nu e smântână. Majoritatea iaurturilor au grăsimea 0 sau 1 maxim la 100. Am găsit cu 5, dar eu speram la 10. Da. Luăm așa. N-ai ce face. O să vedem pe acesta. De-al lor, cât are la 100 grăsime. Nu scrie gras. Nu scrie grăsime pe el, deloc. Am găsit un iaurt grecesc mai gras, deci fiți atenți. Dacă are grăsime mai multă, nici măcar nu e trecută. Cred că se sperie lumea și fuge dacă vede că are grăsime iaurtul. Are aici, pe 100 de grame, 10 grame de grăsime. Deci, e cu 10% grăsime. Am luat sare. Mi-a plăcut aceasta că e roz. Practic ne aprovizionăm ca să avem pe tot sejurul. Sau aproape. Alte cumpărături ce-am cumpărat, Bia? Da, am cumpărat de aici hârtie, detergent, pentru țânțat, că avem mult țânțat la noi. Am cumpărat repede. Pune la frigider tot ce-am cumpărat. Mara, ce părere ai de acest caș? Dar nu-i caș, e mămăligă. De unde știi tu că e mămăligă? Să fie polenta pe ea. Așa, albă? Păi e numai un... Ba nu, așa e ea? Da. Am și... Galbenă. Eu am zis prima dată ce? Că e mozzarella. Pentru că erau și... O mănânci așa, o pui pe grătar și o mănânci așa. Ora punem în pigaie, ora băgăm la microunde și mâncăm cu mozzarella, cu altă brânză. Eu încerc să nu mai mănânc după așa, se doar pufuleț. Nu și bia azi, că mi-am mănâncă pufuleț după. Pufuleț simpli. Cu chimicale și cu brânză. De mâine. De mâine, întotdeauna de mâine. De azi că e luni, Mara. Mara vrea și ea să slăbească. A încurajat-o și a ambiționat-o Bia. Bia a slăbit foarte mult. Bia a slăbit peste 20 de kilograme în jumătate de an. Dar cu nemâncat după ora 6. Primele două luni a dat jos 20 de kilograme, după care mai dat jos 3. Da. Serios? Asta chiar e tare. La prânză cu mămăligă. Eu pe fructe nu am probleme cu burtacul, îngrășatul și pot să mănânc orice. Uitați dințișorul perfect, primul dinte căzut. Cu mărul, du-te pe în Italia. Primul dinte al lui în Italia cu mărul. Să vină zâna măseliță, în Italia. În Italia vine cu euro. Am auzit că mai nou vine cu robux, dar ea că nu știe de robux. Eu m-am auzit, am zis că voi niciodată nu. Păi nu noi, zâna măseluță, dar... Robux sau... Câta frunza! Am găsit o bicicletă bună de dat cu ea în tomberon. O luăm? Să o ducem înapoi în tomberon? Nu! Așa ne începem ziua. Da, pa. Noi nu am știut unde este Ari, dar ea a umblat la noroia. Nu acolo, acolo. Ce la tine? Hai să vă arăt unde. Că ne-a arătat ea. A zis, acolo, uite, hai. Va! Nu, că e el pe aici, se plimba. Da. Nu mă murdări, hai să te spăl. Era cu Alessio și se juca aici. Amândoi meștereau. Așa, Alessio? Mm-hmm.
prosoapele sunt așezate, vremea nu e prielnică de plajă. Iar noi curățăm păstăi. Bine, facem mâncărică de păstăi. De fapt, păstăi cu usturoi, cele mai bune. Ariana iară se ducea la noroi. Concert! Marea Stefania și familia mare în fiecare zi, în perioada 13-14 iulie, la festivalul Waves din Băile 1 mai din Oradea. Vă așteptăm la Waves! Copiii sub 10 ani au intrarea liberă. Vor fi tobogane și baloane pentru toți copiii. Circul Airsoft, cățărare, animator și face painting. Dar să nu uităm, avem un giveaway la care oferim 5 bilete gratuite. Intrați pe Instagram Marea Stefania Gym să aflați regulamentul de participare. Voi cânta și eu La Waves. Dacă astăzi nu a fost de aquapark, vom descoperi alte distracții. Nici de plajă! Deși la cum e vremea acum, m-aș scălda un pic în mare. Și eu, mergem după. Așteptăm să se încălzească un picuț apa. Să mergem! Semaforul e roșu! Dar noi ne ducem, deoarece e pentru mașini. Am ajuns la grădina zoologică din Liniano Saviadoro. Și în fața noastră este intrarea, așa că să descoperim o nouă lume. Liniano Saviadoro este o mică peninsulă din cadrul peninsulei italice. Pentru toată familia noastră, 90 de euro. Cam așa. Eu separat de voi. Pentru că o am pe Ari. Iar în fața noastră, priviți ce am descoperit. Așa ceva nu am văzut niciodată. Și nicăieri. Așa luzeri înfloriți și mari n-am văzut în viața mea, nici pe Dunăre. Cât de mult sunt crescuți de la nivelul apei. Mara vrea poză cu nuferii. De aici pornim turul. Avem harta și încercăm să o atingem pe toată. Rămâneți alături de noi să descoperiți împreună cu noi această lume fantastică. Uitați câta frunza! Și ce flori superbe! Asta nu e desfăcută. Asta zic că sunt roșuri. Mirosul e extraordinar, dar haideți să vă arăt ce fac. Fac un duș. Și pune mâna să vezi ce moale e. Wow! Dacă de la intrare am fost întâmpinați de așa splendoare de nuferi, Camile, sunt curios ce o să descoperim în continuare. Sunt 49 de atracții. Și aceasta este prima. La Camile, adică o girafă în față și nu e aglomerat. Haideți să vedem girafa. Uite, încă o girafă acolo, pare mai mare. Girafa e numărul 3. Numărul 2 sunt niște păsări. Haideți să vedem noi de aproape numărul 1. Atracția cu numărul 2 este Turaco Verde din Africa. Wow! Am găsit-o. E foarte frumoasă pasărea aceasta. Super. Îți place? Da. Am găsit și pe sora mea. Acolo e Bianca, păsărica Bianca. Păsărica Bianca. Unde ți-a zburat păsărica? Aici, în cușcă. În Colivie. Am înțeles. Este foarte fain. Ce ți-a plăcut până acum? Cel mai mult. Flamingo, ați găsit flamingo voi? Da, uite acolo. Ei au fost mai în față. Hai că mergem să-i vedem și noi. Flamingo roz. O mulțime de păsări flamingo aici. La numărul 6 sunt păsări. Vreau să văd și numărul 5. Barză albă, aceea este păsărica Bianca-i. Barză albă. Aici poți să vezi. Păsărică fără gratii. Barză albă. Le-a pus plasă pe copaci, să nu poată să mănânce copaci. Wow, chiar că sunt plase. Nu se văd așa, decât dacă ești foarte atent. Uite, și răspunde și nu este mănânce copaci. Cred că suntem la numărul 5. Păsările sunt în cușca aia, dacă sunt păsări. Altfel n-ai cum să le vezi. Bunico! Ajutor de bază, bunico! Păsările roșii sau ce sunt? Wow! Wow! Și aici! Wow! Și asta de aici, cât de simpatică e! Uite păsări aici! Flamingo roz! Uite păsări aici! Chiar ce e spectaculos! Și foarte frumos amenajat! Toate grădinile zoologice din Italia sunt foarte frumoase! Cât de aproape sunt de noi! Oare pasărea aia e flamingo? Mă rog așa, nu cred! Cred
că este rățușca cea urâtă, care de fapt e o lebădă. Dar nu e lebădă. E rață și atât. Și nu e urâtă, e foarte simpatică, îi stă foarte bine acolo, între flamingo. Ne spune ce e. Teo deja se documentează, bravo Teo. West India, e din India de... Vest. Aceasta mi s-a părut interesant. Da. Ibis, tot ibis. Era ibis rosu. Aha, sunt ibis ambele, numai că una e cu negru și cealaltă e roșie. Și ieșim din jungla amazoniană. Cușca păsărilor, din câte vedeți, e închisă, nu te simți ca într-o cușcă, dar îți lase peste tot, astfel încât păsărelele să nu poată zbura de tot. Iar noi în față descoperim în continuare animale și păsări super interesante din America de Sud, Brazilia. Ce țări mai sunt acolo? Scrieți voi în comentarii. Din Argentina, Guatemala, Columbia, Chile. Ce trebuie să fie aici? Numai codele atârne în jos. Papagale ar trebui să vedem aici. Să văd cozile albastre care ies din cușcă. Ce are? Venit și ea, prezentă. Vrea să vadă și ea mai de-aproape. De ce nu? Au ieșit câinii. Câini de prerie, așa se cheamă. Cât de simpatic ești. Ce ați descoperit? Teodora, a crezut că acolo sunt zeci de câini de prerie, dar sunt niște buturuci. Aici, uite, am văzut două. Au venit pelicani așa din spate. Ambii de acolo așa. Uite că se țin unul după altul. Pelicani, așa cred. Aici avem un leopard. Sunt curios dacă îl găsim. Și deja miroase. Îmbrăcat de leopard alb. Nu știm unde, dacă nu e el, vă băgăm pe voi în pușcă pentru că semănați. Și Ari vrea să se uite. E interesată de textura pavimentului. Ce este, Ari? Vrei în căruț? Vrei aici? Păi nu, ăsta e alb. O fi sora Biancai sau a bunicii. Nu e acolo. Era un stăpân de aici care îl căuta. Se uită. Uite, l-au vopsit. Și gardul. L-ați găsit? Nu, dar era un partid de aici. Îl căuta, se uită după costal. Unde-o fi? Nu știu. Hai, acolo e o poză. Alesia sau Cabia? Cabia. E alb. Acolo. Cușcă. Te cam un bot. Își scoate doar urița. Metrul ce care coada. Are, se vede. Alesia e fascinat, dar și Ari e lipită de geam. Ne bucurăm și noi, părinții, de bucuria copiilor. Și de leopardul de zăpadă sau alb. Și e, papa. Toți stau cu spatele la noi. Nu e deloc plăcut pentru animale să stea închise. Tocmai de aceea ele, așa cum a spus Mara, stau cu spatele la noi. Râsul e acolo. A intrat un îngrijitor și a dat de mâncare, dar trebuie să fii foarte atent să-l vezi. L-am văzut. Din păcate, atât l-am putut vedea, dar vi-l arăt în poză. Aici o veveriță de aia. Aici, da. Lynx-ul sau râsul. Să te pezi și culege. Ia la ce fain. Ce frumos e. Râsul, vezi? Încă unul, încă unul, încă unul. Unul acolo spate. Arată foarte bine pentru că este foarte îngrijit. E bine îngrijit, bine hrănit și uite-l și sus. Păi râsul spate. Cât de fain e. Cât de frumos e. Aici e puma. E ora de masă. Și are e fascinată. Ce are acolo? E foarte încântată, Ari. Îi plac mult animalele. Ea când a văzut că Mila a făcut ham-ham-ham-ham. Cum mergem la leopardul care e și de Alesia? Cu numărul 13. Un număr cu ghinion. Sau cu noroc. Mie 13 mi-a purtat întotdeauna noroc. Leopardul. Un animal foarte ciudat. Și hai Teo, 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 hai hop! Bravo! Mergem să căutăm ceva de băut, apă, sucuri, de mâncat, o să vrem să mâncăm la un restaurant, după ce plecăm de aici, din grădina zoologică. Am venit să luăm apă, dar am ieșit și cu dulciul pentru toți! Ce ați găsit aici? Nu puneți mai mâna când...
Am găsit aici copacul suzetelor. Se cheamă Albero de Ciuci. Albero de Ciuci. Zic așa, era și la Târgu Mureș. Da. Acu' e asta. Al lui Alessio. Gata, renunță Alessio la suzetă? Sperăm. Ariana vrea să le ia pe toate de acolo. Ai pune da. Haide, chestia asta puterea discutăm. Unde? Aici ești! Wow! O șopârlă! Ce avem aici? Oare nu se poate intra în interior? Nu știm. Găsim aici informația. Aici sunt foci. Sunt foarte frumoase, el acum adorm. Și acolo sunt două bile, ce sunt alea? Da! Ce apă de țară, ce faini ele! Se joacă cu acele bile! Da. Și Ariuca vrea să descopere lucruri interesante. Da, hop, ușor. Să ne lovim. Hai, brățică la tati. Hai, musa galbenă. Cât de simpatică e. Golden Lion, leul galben e maimuța aceea. Papagalii aceștia Macao au steagul României pe ei. Au roșu, galben și albastru. Cât de tari sunt. Are, îi vrea pe toți. Ania, am văzut și acolo maimuțelele. Acele mici a fost atât de încântată. Am ajuns la jumătate. Aici avem niște căprițe, struț în partea aceea. Am pus mâna pe căpriță. Uite, există mâncare pentru ele. Putem lua de undeva și mă, să mergem mai departe. Hai la struț. Struțul mănâncă. Ce struț mare. Eu nu cred că am mai văzut unul atât de mare de aproape. Eu cred că am mai văzut la Târgu Mureș. Ariuca cu pietre? Să nu le bage în guriță. Urmează broaștele țestoase, mari. Broaște țestoase gigantice din Seychelles. Un tapir. Zebrele. Toate strâncele lipite de gard. Dar tati nu a venit cu camera. Pentru că a fugit după Ari. Ari tot vrea să fie liberă. Liberă. Ia uite-le pe ele trei. Cum stau cu spatele la noi. Hei, veniți la noi. Știați că ele văd 360 de grade. Ne văd pe noi acum? Da. Ne văd foarte bine. De aia nu vin. Da. Pleacă la mâncare pentru că au văzut omul acela care le hrănește. A venit îngrijitorul cu mâncarea. Dacă zebrele mănâncă, eu cred că ar trebui să mâncăm și noi. Hai să vedem cangurul și să mergem să mâncăm. Aici ar trebui să fie țestoasă gigantică, dar nu o văd. Am și eu o țestoasă. Și Alessia! Ia să vedem țestoasele. Au ceva în sus acolo, carapacea lor. Spectaculoase! Chiar că sunt gigantice. Ia uitați-o pe aceasta. Ia uitați broasca. Mie-mi plac foarte mult. Ia timp cu picior. Între 150 de bătrâne sunt. Cangurul din Australia. Broaștele de aici au între 100 și 150 de ani. Iar aici avem cangurul roșu. El trăiește din păcate între 15 și 20 de ani. Este foarte mic. Cred că sunt pui. Acela e adultul și acela e puiul, cred. Sau masculul și femela. Ce avem aici? Aici este cum e gura lor și aici cum e limba lor aspră. Aici e ce asta? Perinii sunt aceste măsele. Caninii sunt aceștia de față, foarte ascuțiți ca niște pumnale. Iar aici ne arată cum dinții lui sunt ca niște unelte, ca niște instrumente. Tigrul! Teoretic l-am ratat, dar eu zic că mai vine odată. Hai frumosule, hai! Exact cum am bănuit. Se învârte încet. Așa fac în general animalele în grădinele zoologice. Mai vin odată. Și exact în același loc să și toți. Și acesta a fost tigrul siberian. Iar acum trebuie să fie leul. Leul care doarme. Leuaica doarme. Iar leul nu știu unde e. Mi-ar fi plăcut să văd și leul. Uite-le aici, Bri. Realitatea ar fi vrut să-l vadă breșie. Acum să mergem la hipopotam. Imensul hipopotam e scufundat tot în apă. Nu cred. Tot în apă. Era mai ridicat un pic. Cum respiră? Sau cât își poate ține respirația în apă? Uite-l. Cum ia aer. Și gata, iar a intrat jos. Așa se răcorește el. E foarte cald afară. Această hartă e ori în forma unui figat, ori în forma unui cerbere.
unui cap de pasăre, iar aici o ion. Ia să vedem ce sunt eu aici. Ești. Un tigru! Teo? Eu cred că o să fie o antilopă sau câtă zirafă. Teo este o zebră! Mara? O... girafă! O girafă? Așa de înaltă sunt? Da? 1,70 m? Aproape, 1,65 m cam acolo. Hai, Alesia! Alesia? Uite, Alesia e cât zebra. Cât mine. Mara e cât girafă. Și Ari este un... papagal. Papagalul acela tricolor. Îi cumpic și era cât gibonul. Uite-l cum sare! Cât de tare! Și am văzut și cangurul sărind. Dacă fetele nu sunt aici, îl vor vedea pe video. Scrieți-ne în comentarii care este animalul care v-a plăcut cel mai mult. Și într-un alt comentariu, care este animalul vostru preferat. Nu uitați să veniți și cu un like și eventual cu abonare, dacă încă nu ați făcut-o. Și noi vă mulțumim pentru asta, pentru că ne arătați aprecierea voastră. Și desigur că nu putem să plecăm fără un suvenir. De data asta nu ne-au mai băgat obligat forțat în magazine. Te duci dacă vrei tu. Pentru teatrul nostru de păpuși. Îi luăm Mariana, e un flamingo din ăsta. Hai să vedem. Sunt o mulțime de jucării frumoase aici, numai că e o coadă destul de mare și nouă ne e cam fumiță. Hai. Gata, să mergem! Am ajuns la un restaurant care ne plăcea nouă, pe TripAdvisor, numai că e foarte plin. Hai să vedem dacă găsim locuri. Știți pe Popei Marinarul? E aici. Spider-Man! Ne pregătesc masa, am zis că ne trebuie o masă de 10, noi suntem 11. Mă duc să-l aduc pe tati și pe ceilalți să vadă unde am găsit loc. Mâncăm la Croce del Sud și v-am arătat cum băiatul ne pregătește masa. Două maimuțele pe o gorila. Aici sunt niște stixuri. Vedem cât sunt de bune. Ariana deja are unul în mână. L-am dat eu. Dăm Google Translate să fac translate pe meniu în română. La mine a venit repede șnițelul și cartofiorii. L-am furat de la ea. Foarte bine. Toată lumea a furat de la ea. Și are... e foame. Și mâncarea mea a venit. Eu mi-am luat pui milanez, dar a venit piept de pui grill. Era următorul. Nu cred. Darul, mă rog, ghelnerul ce vreau. E bun și acesta. Grătar de piept de pui. Cotoleta. Linguina elastice. Thank you. Questa polenta. Sì. Olio la fish. Sì. Sì. Kellnerul filetează peștele pe loc. E foarte interesant, nu am văzut niciodată asta. Și acum mâncarea mea. Mulțumim. Thank you. Am văzut-o. 99% acel pește nu mai are oase. Iar eu habar n-am cum să mănânc acest lobster. Nu știu cum se cheamă în română. De bine arată. Am căutat un tutorial de internet să văd cum să deschid această parte. Dar e deja spart aici. Da. Am primit un clește în mâncare. Da. Uite că am reușit. Și e gol. Înăuntru. Aceasta este partea bună. Mai am și aici. Wow. Super. Noi vrem să ne facem codițe azi. Dar nu știm dacă apucăm. Am primit niște băuturici mici din partea casei. E foarte bună, eu am de minte de... și din Adrianei. Am ieșit din restaurant și ne dăm seama că în spatele nostru s-a format dita mai coada. E clar că dacă e atâta coada în spate, priviți câți oameni așteaptă să intre la acest restaurant. Restaurantul e foarte bun, așa că am făcut o alegere minunată. Mâncarea chiar a fost bună. Mai greu cu alesul din meniu, pentru că până te hotărăști... Ariana nu mai stă. Căruțul era bunicul, bunicul a plecat. Acesta era un alt restaurant la care am vrut să venim și era cotat mai bine pe TripAdvisor, dar cu toate astea restaurantul e gol, iar dincolo e dita mai coada. Noi suntem în stațiunea Liniano Sabbiadoro din Italia. Și vă închipuiți că suntem în mijlocul săptămânii? Nu e weekend. În weekend cred că e mult mai aglomerat. Și la acest parc aș vrea să mergem. Poate chiar azi. Trampoline! Deci însă o grămadă de schi. Este eu care e foarte fain. Și de cățărat. Eu care cățărat. Super, vreau să venim. O să mergem cu siguranță. Nu știu dacă astăzi, dar vedem. Destinația este pe partea stângă. De ce? Nu putem? Te rog, te rog!
ori la mișto, aruncată în tomberon, ori aici... stricată. Deci aici este... Aici este bicicleta și aici? Nu cred! Nu o luăm. Da? Ai dreptul, da. Nu, nu scrie nimic. Eu. Nu scrie nimic pe ea. Nu o luați. Hai. Hai, Mara, hai. Au pus-o aici, cred că, pentru a lua-o cineva. Dar pare prea bună, pare prea nouă. Nu înțeleg. Și avem și... O să vedem. E un pic ruginită. Dar să vedem ce-i cu ea. Dacă aveai o bicicletă din asta în copilărie, cred că erai șmecherul de acolo. Mara are dreptate. Hai, o scoți? Sau o scot eu? Scoate tu! Păi ține tomberon. Am găsit o bicicletă bună de dat cu ea în tomberon. O luăm? E într-o stare perfectă. Poți să mă cumpăr ea? Hai! Poți să mă duc? Hai! Te iau pe bicicletă. Cred că mai de gravitate prin bicicletă. Da, asta e de adult. Hai, tati, încearcă. Deci, e nou nouță, nu? Direct din tomberon. Oare cad? Sau intru în mașină? Wow! Deci nu cred așa ceva. E pusă la mișto? Ce e cu ea, da? Au ciucurile sunt cam uzate. Asta se pot schimba. Adică... Frânele funcționează. O să o luăm acasă. Nu cred. Are și cric. Să o ducem înapoi în tomberon? Nu. Hai să vedem. Hai că suntem eu aproape. O duc eu până acasă. Da, așa, pe lângă. Cum arată? Eu merg cu ea la hotel. Vila o avem foarte aproape. Fetele se duc cu bicicleta. Și așa am făcut rost de o bicicletă în Italia. Direct din tomberon. O să-l deschis. Am adus o lasă în bortul ei. Îi punem lanțul. Nu, lanțul. Dar nu știu codul. Păi punem orice cod. Păi nu poți să pui orice cod, trebuie să găsești codul. Nu. Ce să facem cu bicicleta din tomberon? Oare să o vindem sau să ne dăm pe ea? Să ne dăm pe ea, să o luăm acasă. Yay! M-am apucat de spălat păstăile, am ajuns înaintea Bianca și Alexei acasă. Bunica Dorina a pus să facă păstăi. Ei n-au avut chin, noi am rămas în oraș, a trebuit să ne întoarcem. Am găsit și bicicleta, altfel dacă nu ne întorceam, nu o găseam. Sau o lua altcineva. Asta este soarta, așa a fost să fie. Aceasta a fost răsplata, că am ajuns înaintea lor. Ei s-au oprit la magazin, acum îi așteptăm pe ei să putem pleca iarăși. Poate vin și ei cu noi, o parte din ei. Dar până atunci, de ce să stau degeaba? M-am apucat de spălat păstăile, să le punem la plătit. Pentru că bunica vrea să facem păstăi. Să mănânce păstăi, deoarece ea n-a mâncat la masă cu noi. Și? Nu cred! Da, te-a ghicit codul! Din 9.999 de încercări. Plus 0, deci din 10.000 de încercări. Din 10.000 de încercări. Codul era acesta. Mami a zis să încerce 2010. Azi m-am născut eu. Care erau șansele? Și de fapt a fost 0210. În loc să fie 2010, a fost 0210. Deci am găsit o bicicletă cu tot banii. Bun. Cât de tare ești, tati! Putem merge cu bicicleta în stațiune. Haideți să mergem la... Hai, vină cu mine. Eu bănuiesc că e personalizabil, antifurtul și poți să spui ce comprii tu. Și zicem așa ca să-l ținem minte dacă mi se mai blochează... No, că nu o să-l lăsăm tot pe asta. Ne-am întors după vreo 2 ore și coada e la fel de mare la acest restaurant unde am mâncat mai devreme. Acum a început să și plouă afară. Ca să fie treaba perfectă. Ia, pe mine m-a luat o alergie de la aer condiționat. Uite, sunt prea mici pentru mari. Ăștia sunt 22, adică mărimea ei. Carusel cu 2 etaje e ca la târgul de Crăciun din Viena. Păi, fetele nu-l vor rata, imediat vor urca în carusel. Cred că abia așteaptă fetele. Oare pe ce se vor da? Pe căluți sau în ceșcuță? Cine la carusel? Cine? Vreau! Pe oriunde se intră. Până în zică de etajul 1 se învârte mai mult. Nu, pentru că ai că fac și sus și jos și frumos. Mă dau și eu pentru Ari. Trebuie doar cash. Cash? Aici a fost Alexia și vrei să mergem și noi. Asta mâine, Parcul Junior. Nu am dat-o până la urmă pe Ari în carusel, era prea mică, nu ne-a primit-o, așa că o dau aici. Suntem în carusel, eu pe un cal, iar Teo pe celălalt. Pornim. Nu mă mișc sus și jos. Hai, uite tu. Și eu. Și eu? Da, și tu. Da. Super.
Eu m-am mișit așa. Cum? Iar acum tot ne hurtim în cep. Eu. Bri! Briana! Foarte elegant. Și lipsește un cuvânt de acolo. Lipsește Mara. În rest, e ca la noi. Poțile, băiat, fată. Și plintele sunt ca ale noastre, cele mici, numai că sunt pătrate, nu rotunde. Avem cu bază, dar înghețatele ies destul de mari. Victorița noastră e mai pricepută. E prea groasă. Băiatul a făcut-o mai bine și cu mai multe fructe. Da, așa se urmă. Mă urmă ciocolata. Învățăm tehnici noi. Uite cu ce aparat rulează. Trebuie... Ne trebuie și nouă. Și am văzut că am văzut una mică și una foarte mică. La noi sunt foarte mari amândouă. Și cu bază de ciocolată. Și noi avem, dar noi ne-am pus un mini. Fascinată și de televizor și de cabină. Eu le stau pe toate căpșanii. Așa stau ingredientele. Până la urmă ne-am comandat și noi. Două înghețate. Asta pentru cine e? Momentul adevărului. Să vedem care înghețată este mai bună. Mara Ice Rolls sau Italia Ice Rolls. Ia să vedem. Nu se compară cu... Vorbești serios? Nu chiar. Cu înghețata Teto. Alesia, zi-mi cum e. E bună, vezi? Care e mai bună? Nu e înghețata rea. Înghețata Mara Simpania e mai bună. Abia aștept să vezi. Foarte groasă, foarte groasă. Băiatul o face foarte subțire. Păi nu e încă de mare. Și vezi că nu poartă mănuși. Nici nu poartă mănuși. Asta am observat și eu, fără mănuși. Ia uite ce apar acolo. Și uite ce instrument au pentru rulat. Și nu îngheță foarte repede, uite, nu deloc. Vreau neapărat să o gust. Și eu. Și acum, Briana, zine dacă e bună. E bună? Gustă-mi și după aia zici. Este foarte bună. Chiar e bună? Mai bună decât a noastră? Și a doua. Concluzie. Mai bună. E mai bună asta? A noastră. E bună înghețata, dar nu e ca a noastră. Parcă îi lipsește ceva. Asta pare mai diluată. A noastră e mai intensă la gust. Și parcă rămâne așa ca un praf. Au făină, la urmă. Ori mi se pare mie. Poate are amidon ceva, noastră n-are amidon, sigur. Ia să văd eu care mă mai strapeze pe mine, ia să văd. Pe mine nu mă strapeze nimeni. Nimeni, ia să văd eu care e. Bălăceală! Ia asta. Iar nimeni nu te strapeze, uite. Bine, hai că mă strapeze eu pe voi. Frige! Iar Ariana merge în apă pentru a doua oară, am mai fost o dată cu Mara. Ari deja a intrat în apă, dar va intra în apă cu colăcelul. Cu tati și cu mami. Ea abia așteaptă, e foarte fericită la mare. Frige! Pe umbră, e mai bine. Ce fericită e! Intră fără teamă! Pe aceea nu o lăsăm niciodată nesupravegheată. Apa e super mega caldă, fierbinte. Astăzi, apa e cea mai caldă de când am venit noi aici. Ia dar prima! De fapt e colacul meu! Bălăceară! Ce distracție! Astăzi avem parte de cea mai caldă apă de până acum! Și tocmai de aceea vom face super provocări! În apă și pe uscat! Da, suntem roci! Și Bia era! Dar nu, ea e balenă! Noi suntem balere! Parcă ai zis că e cea mai caldă. Până mă obișnuiesc. Păi atunci să vă prindem. Pe noi? Pe ele. Leapsa, leapsa. Balena cu tine. Ana, suntem balenele, suntem mai grase. Da. Și balena era rost. Să prindem niște răpușori. Păi avea să-i face acolo, sigură. Și avem doar voi să potăm. Da, eu. Come on.
Râng albastru. Și banana albastră prin balene colorate. Racul colorat. Acum ce facem? Pescuit sportiv, le dăm drumul înapoi? Hai! Îi pupăm și le dăm drumul înapoi. Și... bine! Trebuie să alergăm din nou după voi. Și balena albastră a prins un rat colorat. Gata! Ratul roz a fost și el prins de balena roz. În spatele nostru, culocelul Arianei se duce! Repede după el! Să vedem ce echipă ajunge prima, rații sau balenele? Balenele sunt urcute de atâția rați. Balenele au renunțat, se pare. Suratele mele stau cu purta în sus la soare. Fratele mele, balenele știu să nuate, balena galbenă nu prea știe. N-am fost la cursuri. Rații deja au adus culocelul și îl înceapă. Acum să jucăm leapsa în apă! Eu vă prind 3, 2, 1 și... Alesia! Alesia! Are mânta, trebuie să prindă pe teu! Să prindă! Să prindă! Să prindă! Balena slăbește! Bine, m-a prins! Nu se poate! Ele nu trebuie să știe că eu știu! Mama! Strategia mea a funcționat. Ce e asta? E un caca. Cine a rămas? Eu. Și acum eu trebuie să pun. Alesia! Acum eu mă prind. Hai să vedem pe cine prind. Toți sunt mai mari ca tine. Okay. Te-a prins, tu ești! Exact, Mara era foarte loc, trebuie să alergi și ea! A prins! Toate-i băgată la urmă! Eu? Da! Nu-i Mara? Fetele astea știu să înnoate și se bagă pe sub apă. Eu sper să nu-i băgați sub apă pe cei care nu știu să înnoate. Intră singură sub apă. Ce-i rămas? Mara, e rândul tău. Tati, nu joacă! Nu poți să dai înapoi. Vă prind! Vă prind! Ia tare, Bian! Pe cine prind? Pe Mara, e lângă tine! Nu prind! Vrem și noi să fim prinse! Dacă fugiți prea departe... Acum ne prind! Acum eu mă prind! Ce distracția va continua pe uscat! Pentru următoarea provocare vom ascunde dulciuri. O mulțime de dulciuri, fel de fel, preferatele copiilor. Avem la dispoziție un spațiu generos, format din 20 de șezlonguri și 10 umbrele. Vom ascunde dulciurile în nisip, sub șezlonguri, dar și la umbra umbrelelor. Dar vom ascunde și fructe și sucuri. Să vedem cine, cum și cât de repede va descoperi aceste bunătăți. Am și eu un pachet întreg de biscuiți. Oare să-l desfac și să ascundem câte unul? Nu cred că e o idee bună. Ok, atunci, pachetul ăsta este o singură comoară. Să începem! Totul e pregătit și să-i dăm drumul! Eu cu tati am ascuns comorile sub cele 20 de șezlonguri de aici. Da? Voi va trebui să vă alegeți un șezlong și să căutați sub el sau pe el sau pe lângă el. Foarte, foarte bine! Doar că lucrul acesta va trebui să fie făcut pe rând. Și vom începe ca de obicei cu cel mai mic, adică cu Bri! Yay! Bri trebuie să-și aleagă un șezlong. Acesta! Dulciurile au fost ascunse la întâmplare. Sunt în jur de 3 dulciuri sub fiecare șezlong, dar s-ar putea să fi rămas șezlonguri și fără dulciuri. Bri, peste tot ce-i tu!
Briana, după comori, trebuie să sap. Păi, poate-i pe el, poate-i pe el. Nu. Unul. Am găsit unul. Vreau să-l mănânci. Pune-l acolo. Mai caută, mai sunt sigur. Cel puțin trei mai sunt. Si, 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 si. Wow. Super, hai să le punem undeva la umbră. Nu prea e bine aici. Unde să le punem oare? Comorile. Tragem șezlongul la umbră și le punem aici. Bri, mai caută. Acum nu se știe sigur dacă mai sunt. A găsit. Unde? Deci mai caută. Suntem găsați, căutăm oase. Și, și, și. Am mai găsit un dulce. Bravo, Bri. A adunat 4 dulciuri în prima rundă. Acum să o vedem pe Alessia. Alege. Și, 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 și. Caută, 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 caută. Bravo, Alessia. După rundă poți să mănânci. Mai caută, mai sunt. Și... Hai, Alessia. Poate îi găsești. Hai, Alessia, să vedem. Oare găsești comoara? Se poate să fie și toară. Banana. Bravo! Pune-l bine. Trebuie să fie cel puțin 3. Mai caută, mai caută. Ia, 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 ia. Wow, nu cred. Oh, wow! O ciocolată. Unde e umbră? Alesie. Acum este rândul Teodorei. Să vedem ea câte reușește să găsească. Teo vrea lângă. Îmi face cu ochiul aici. Hai, mai departe, mai departe, mai departe, mai departe. Teo, tehnica strivitului. Nu e bine. Dulcele, trebuie să le punem la rece. Unu, două. Mama, lasă-mi deodată două. Găsesc eu. Au fost păcate din greșeală pentru că au fost mai mulți ascultători, așa că mai căutați. Deci Teo a găsit 4 dulciuri. Alesia a găsit 3, dar mai mari și mai valoroase. Acum e rândul Marei. Mara care deja... Din mare a venit să caute. Și Mara a ales un șezlong. Acest șezlong e al meu. Cioco. Dacă mai găsești. S-a topit. Nu cred, lasă că le punem la frigider pe toate. Le mâncăm după. Oare mai găsesc? Da. Si, 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 si. Nu găsesc al treilea dulce. Mara a găsit doar 2. Pentru că nu cred că am avut pentru toate. Iar acum rândul meu, sub care să caut. Eu aleg șezlongul de lângă Mara. Wow, din prima. Ia să vedem. Am găsit încă un dulce. Wow! Iată-l și pe al doilea. Pardon, pe al treilea. Și al patrulea. Mami a fost foarte rapidă. Pentru că ea te-a spus. Am ascuns amestecat și eu și tati. De aceea sunt mai mult de 3 sub anumite șezlonguri. Pentru că ne-am suprapus. Iar acum este rândul Biancăi. Acum Bianca va alege un șezlong. Care? Repede. Ia să vedem. Oricare pot. Da. Oricare. Și aici poate să fie. Și aici. Și pe ăsta. Am găsit ceva. Cred că carnea trebuie să cotrobăiască. Dă-ți mie. Yeah. Încă unul, încă unul, încă unul, încă unul, încă unul. Mai e. Scoică. No. Și, 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 și. Simte ceva? Bravo, Bia! Bravo! Așa faci. Până la tare o sunt eu și ale. Asta mi se pare mie sigur. Pri, pri, el pe el, pe el. Toată lumea uită. Nimic. Lăsă jos? Și, 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 hai să vedem. Ce găsește Bri, ce găsește Bri? Un corn. Un corn. Și, și, și? O prăjitură. Și această prăjitură. Acum Alessia. Alessia, alegeți șezlongul. Opa! Așa. De la alți oameni. Deci nu e dulce. Și? Căutăm. Una. Mai departe, Alessia. Încă una.
A doua banană, care și-a dorit-o ea să o mănânce. Leandro Alessio! Mai roz cu mine! Ți-am găsit un suc! Este al lui Alessio, noi l-am cumpărat! O să-l ia Alessio! Așa, ca să trecem la următorul! Eu! Acum să vedem ce șezlong alege Teo! A ales deja! Ia să vedem ce descoperi tu aici! 3, 2, 1, nimic! Mai departe! Ce avem aici? Vrei să ridicăm? Da! Hai să ridicăm, te rog! Ciob! Eu nu mai caut! Ciob! Mare ciob! Dacă nu-l vedeam și băgam direct mâna în el, scăpam de un deget. Bine că l-a văzut Teo din timp, o să-l dăm deoparte, o să-l aruncăm la gunoi. Acum hai să te vedem, Teo! Curaj! Haide! Prăjitura! Un corn? Un corn? Da, ce mil? Ce mai e, ce mai e, ce mai e? Ce... Nu e o altă. Și încă o prăjitură. Deci trei prăjiturele. Voi căuta aici? Am găsit ceva, o prăjiturică. Alte prăjiturică. Care seamănă cu aceasta, dar nu sunt la fel. Noi mâncăm. Încă una la fel și mai e una, mai e. Am găsit. Toate sunt la fel care au fost de dedesubt. Acestea sunt de dedesubt, acesta este de deasupra. Foarte interesant cine a ascuns aici. Ce contează? Bine că ai găsit. Ce un Kinder Delis. Nu poți să mănânci o banană, Mara. Eu mănânc banană. Eu mănânc prăjiturică. Eu mănânc altă prăjiturică, plină cu ciocolată. Eu la fel ca Mara. Acum e rândul meu și văd că majoritatea șezlongurilor sunt deja ridicate. Fetele au căutat sub ele. Oare pe care să-l aleg eu? Îl iau pe acesta. Dedesubt nu e nimic. Acum să vedem aici. Una, aceasta e preferata mea, cu portocale. Vedem la urmă dacă ieșim pe minus. Nu am găsit decât una. Cam atât, mami. Nu-i nimic, mi-a picat ce-mi place. Ridică. Și acum, Bia? Da. Rândul tău. Până în capăt mergem. Da. Ultimul. Ultimul. Nimic. Și. O brioșă. Sau? A. Yay! Kinder! E al tău. Super! Mai departe. Atât la trei? Da. Ce rapid ai fost. Cred că ar fi cazul să aleg și eu. Iar eu voi alege pe următorul. Trebuie să alegi două, pentru că rândul tău a fost sărit odată. Eu vreau fetele să găsească mai multe, dar măcar odată pot încerca. Să-mi încerc norocul. Aici? Tadă! Nimic. Dar ia să vedem ce găsim aici. Și. Preferata lui mami. Și. Wow! Asta e preferata Teodorei. Poftim, Teo. Mi-o dai mie? Da. Mulțumesc. Și. Asta e preferata lui mami. Poftim, mami. Ia mare? Da. Poftim. Mai avem de căutat. Mai sunt multe șezlonguri neridicate. 2, 3, 4, 5, 6, 7 acolo în capăt. Acum eu voi alege. Eu știu care e asta. Am văzut ceva. Este. Bun, acum caută și de desubt. Kinder Delis, Kinder Delis. Mai caută. Și le țin eu. Sunt cățele și sau toase. Sau dulciuri. L-am găsit. Bravo. Hai, mai caută. Super, bravo, Bri. Ai găsit patru, crezi că astea sunt toate? Eu zic că da. Și eu cred că sunt destule. Nu pot să cred, eu am găsit una singură, iar Bri a găsit patru. Cele mai mari, wow. Mara cred că are cele mai puține, sau eu? Este rândul meu. Să te vedem, Alessia, alege un șezlong. Ăla de lângă mine a fi. Deja ai găsit! Bună! Bravo! Și. A doua! Super!
Briana o ajută pe Alesia, doar sunt prietene. Wow, iar a găsit Alesia banană. Super tare! Aproape toate bananele au fost găsite de Alesia. Pentru că Alesia îi plac bananele, vă le împărțim în mod egal la toți, dar trebuie să vedem cine adună cele mai multe premii. Așezăm următorul! Să stăm! Acum este rândul meu! Aici! Wow! Wow! Deja a găsit deasupra! Bravo, Teo! Super. Poți avea până la 4 sau poți rămâne doar pe aceasta? Wow! Haideți să vedem! Deci, sigur, ai mai mult de una! Deja ai găsit-o pe a doua! 3. Mai caută una! Oh, a apărut ceva! Am dat cu piciorul peste ea! Bravo! Wow, ai două de lis! Ce tare ești, Teo! Și care e cremanta ta? Nu sunt la fel! Deci, 4! Și Teo e norocoasă! Următoarea! Sunt eu și Alex! Să duce țintit. Oare știe ea ceva? Aici, pentru că e singurul neridicat. Ba, nu-ți acolo, uite, măi. Ah, deja am găsit ceva. Poate să fie pe asta. Ce? Ba, nu uite, că se vede mâna. Ai văzut? Ai văzut? Poate am pus o așa. Bravo! Încă unul! Bravo! Unul, bravo! Nu sunt topite, au stat la răcoare sub nisip. Deci am găsit 4. Să vedem unde e grămada marei. Câte mai avem neridicate? Mara? Mara? Mara, semnul. Am uitat. 2 neridicate. Mamă, partea asta e aproape completă. Mai e unul aici și unul aici. Avem 4 copii, să le dăm lor șansa să mai câștige încă o dată? Da. Alege! Să le aleg de acesta. Nimic deasupra, dar să vedem de desubt. Căutăm ca un cățeluș. Tati, nu mă ajută. Am intervenit eu pentru că ne-am dat seama că nu e nimic aici, deoarece a fost deja găsit și noi nu am pus marcajul că au fost găsit dulciurile aici. Așa că mai caut în altă parte. Mai sunt încă 3 șezlonguri neridicate. Repede, repede. Repede, repede, grăbește-te, Bri. Nimic. Hai să vedem aici, găsești ceva? Oare ce pot găsi? O banană. Ana, da. Și doar atât? Haide să mai căutăm. Se pare că atât, dar eu mai caut. Bri, e posibil să fie și doar o banană. Yeah. Acum rândul Alesiei. Yes, rândul meu. Mai este acesta și cu acela. Alesia a găsit deja. Te ajut și eu, Alesia. Trebuie să fie mic. Bri, caută sub picioarele tale. Wow, cum e? Tot e a doua. Și e topită. Deși e rece. Cred că s-a topit înainte să se răcească. Și atât? Noi răscolim, dar s-ar putea să nu mai fie. A rămas un singur șezlong pe care îl va căuta Teo. Teo, mai ai și tu unul. Acesta pentru că mă urc și e ultimul. Nimic? Să zic un secret, acesta a fost primul sub care am ascuns. Așa că trebuie să găsești măcar 3. Am atins. Eu al meu! Teo, ce l-am găsit? Știe, eu, și, 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 și. Aaaa, banane! Aceste 3 le-am găsit. Sucul este fix al meu. Și aceasta este toată căutarea noastră. Cine are cele mai multe? Alesia are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu am 13. Eu am mâncat deja 2 de la mine. Acesta e al lui tati. Dar îl păstrez la mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și am făcut schimb cu Bri. Și eu 11, numai că unul l-am mâncat. Eu am ascuns 63 de comori. Mie trebuie să-mi dea la socoteală. Haide 1, să vedem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A și mâncat. Egalitate, Bri. Super! Mara și Alesia sunt la egalitate, iar Teo și Bri sunt câștigătoarele tot la egalitate. Toate sunt câștigătoare pentru că au o grămadă de dulciuri. Acum să le așez pe categorii să vedem
ce n-am găsit. Am făcut contabilitatea și ne lipsește o prăjiturică de genul. Preferata mea. Eu mai stau să caut. Cine mă ajută? Eu. Ok, haideți să începem. Eu nu cred că va fi găsit, dar le las să caute. Pentru o prăjiturică. Da. Găsit nimic. Aici am căutat eu și nu s-a găsit nimic. Pentru că a fost căutat de două ori. Căutăm acum sub toate șezlongurile să vedem dacă este. Și ca să știm că am căutat, punem la loc și așa trebuie să rămână. Sunt curioasă dacă vom găsi. Foarte ciudat cum a rămas doar una. Uite, mâncă Bia. Am găsit. Wow, bravo! Cum te cheamă? Adelina. Adelina, bate Adelina. Adelina a venit fix la final, ea s-a uitat tot challenge-ul la noi. Dar n-a avut curaj să vorbească. Și noi nu avem de unde să știm că e româncă. Adelina este fana noastră, de unde ești? Din Piatra Neamț, din Ciritei. Nu cred, aproape de unde am stat noi. Știi că noi am stat la Bacău, lângă Piatra Neamț. Wow, la ce Bacău tare. Lucrează toată lumea. Serios? Da. Bravo, bravo, uite, dacă ai găsit-o poți să o și păstrezi. Exact. Noi ne bucurăm că s-a găsit dulcele pierdut. Sau dacă vrei să faci schimb cu altul de acolo, nu-i bai. Dacă îți place altceva mai mult. Felicitări! Ce bine că s-a găsit! În fiecare an când facem challenge-ul ăsta rămân lucruri! Sub nisip, bomboane, popituri! Am stat să găsim popitul cu amungă sau cum era așa? Foarte mult! 3 ore am stat să îl căutăm și era băgat la fund! Am luat lupeți mari! Vă mai aduceți aminte? Scrieți în comentarii! Punem șezlongurile exact cum le-am găsit și noi vă mulțumim că ați ajuns până la final. Și Adelina a fost premiată și a ales alte dulciuri. Păi, mi-e place ceea ce are alcool. Alea sunt pentru adulți. Da? Da. Aceasta este recolta noastră, iar nu uitați, până data viitoare aveți în fiecare colț al ecranului vloguri, sketch-uri, challenge-uri. Vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa!